very nice. Thank you so much. Aceasta a fost a treia întâlnire a președintelui României cu liderul de la Washington. În aprilie anul trecut, Băsescu și Obama s-au întâlnit la summitul NATO de la Strasbourg, iar apoi la summitul informal UE-Statele Unite, tot la Praga. Revenind la acordul START 2, acesta înlocuiește vechiul tratat semnat de Rusia și Statele Unite în 1991, care a expirat în decembrie. Documentul prevede reducerea cu 30% a focoaselor nucleare și limitează numărul lansatoarelor de rachete. Acordul a fost semnat de Medvedev și Obama. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că START 2 marchează un nou nivel de încredere între cele două țări. Lavrov consideră acceptabil planul administrației americane, care include și desfășurarea de interceptoare de rachete în România.